Tragedie fără margini la o piscină din Neamț. Ceea ce trebuia să fie o distracție s-a transformat într-un eveniment cumplit. Un tânăr a leșinat în timp ce nota. Acesta a fost scos de urgență pe margine și resuscitat minute în șir de către salvatori. Conform știri.fresh24.ro, un tânăr și-a pierdut cunoștința în timp ce înota într-o piscină din Neamț. Băiatul a fost scos rapid din apă, iar personalul medical a făcut tot posibilul să-l salveze. A avut loc o operațiune contra cronometru, chiar pe marginea piscinei din zona de agrement din Neamț. În ciuda eforturilor medicilor pentru a-l readuce la viață, tânărul a fost declarat decedat. În cauză, oamenii legii au deschis o anchetă și continuă cercetările. De asemenea, polițiștii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a putea afla cu exactitate ce s-a întâmplat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tânărul se afla în bazinul exterior, în zona în care apa are o adâncime între 1,6-1,8 metri. Două persoane care înotau în zona respectivă l-au văzut, dar au crezut că tânărul stă cu capul în apă. Când s-au apropiat, au realizat că acesta nu mai respira, așa că au alertat imediat salvamarii și l-au scos la mal. Nu este singurul caz de acest gen. În urmă cu 3 ani, în același loc, a avut loc o altă tragedie. Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Botoșani, care abia se întorsese de la muncă din Irlanda, a vrut să se relaxeze, dar a sfârșit tragic. Acesta a sărit de pe trambulină de la 5 metri înălțime, într-o zonă în care apa avea peste 4 metri adâncime și nu a reușit să mai iasă la suprafață. Salvamarul l-a scos imediat din apă și au fost începute manevrele de resuscitare. În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj al SMURD care a transportat victima la spital. Din nefericire, acesta a decedat. Potrivit rudelor, omul ar fi lucrat ca salvamar cu mulți ani în urmă, relatează știri.fresh24.ro.